zeci de hectare de livadă au fost distruse din cauza schimbărilor bruște de temperatură înregistrate în această primăvară. Primele estimări au venit încă din martie, când Petre Grivu, directorul stațiunii Pomicole Istrița, vorbea despre un procent de distrugere de până la 90% la cireș. Datele sunt acum confirmate de specialiștii de la Direcția Agricolă Buzău, care au primit deja notificări de la proprietarul celei mai mari livezi din Buzău. Vorbim de cireș pentru că avem o livadă destul de importantă în județul Buzău, aproximativ 60-61 de hectare, pe care aceasta este una și la standarde și la performanțele cele mai ridicate din punct de vedere al tehnologiei și al soiurilor cultivate, al potențialului soiurilor respective. Și iată că fermierul respectiv ne-a solicitat, i-a trimis o atenționare și am fost acolo și noi în zonă. Într-adevăr, am constatat acum la ora aceasta, deci după 3 săptămâni aproximativ, că fructele sunt într-un stadiu de 20-30% formate, restul reprezentând pierderi. Variațiile de temperatură, dar și ploile căzute în ultima perioadă au provocat pagube și culturilor pe care fermierii abia le-au însămânțat, respectiv la porumb și floarea soarelui. Au fost și fermieri care, mai puțin inspirați, care s-au înghesuit, s-au grăbit să semene. Temperatura în Solnau a ajuns la o temperatură corespunzătoare de 7-8 grade și iată, au avut probleme, a răsărit neuniform, uneori a făcut crustă. Și e posibil să fie întoarsă? Chiar și în momentele de față. Vedeți, dacă bruma sau unde a fost mai fric, 2-3 grade, porumbul ieșit a fost foarte grav afectat. În prezent, la nivelul județului Buzău, a fost însămânțată circa 85% din suprafața totală estimată pentru floarea soarelui și circa 70% din cea de porumb. Potrivit planificărilor, în județul Buzău ar trebui să fie cultivate anul acesta 35.000 de hectare cu floarea soarelui și peste 100.000 cu porumb.